Am citit undeva, un caz real din ce se pare, că la un moment dat un om care se tot plângea de mult timp, de luni de zile, că îl doare tot organismul, e bătucit. Știți, expresia, bă, bătucit, nu mă pot ridica din pat. Și acum au trecut o săptămână, omul și nu mergea la lucru, au trecut două, au trecut trei, au trecut patru, au trecut o lună și soția a zis, dragul meu, trebuie să mergi la medic. Musai să te duci la doctor. Și a zis, da, chiar trebuie să mă duc să văd care e problema cu mine, de ce s-a așa bătucit. Acum se duce pacientul nostru la consultație, la un medic, medicul îl examinează, îl pune acolo la toate aparatele posibile. După examinare, medicul îi spune, du-te în birou pentru că urmează să vin să-ți dau diagnosticul. Stătea omul nostru cu emoții, așteptând verdictul medical, oare mă, de ce sufăr? A venit medicul, la care nici nu a apucat doctorul să-i spună ceva, îi spune, ascultă-mă bine, ascultă-mă bine. Domnule doctor, la mine să nu veniți cu termeni complicați, nu-mi spuneți de ce sufăr cu termeni medical complicați, vreau să-mi spuneți direct românește care-i problema, de ce sufăr. La care zice doctorul, păi dacă e așa, o să ți-o spun direct. Tu nu ai nicio problemă medicală, tu suferi de lene. Am înțeles. Acum zice, soția mea mă așteaptă afară. Domnul doctor, te rog frumos să-mi dai un diagnostic foarte complicat. Te rog să-mi dai detaliat, te rog frumos să-mi dai un verdict medical cât mai complicat și sofisticat în termeni medicali pe care să pot comunica soției mele. Pentru că noi știm care e problema, dar am vrea ca la ceilalți de foarte multe ori să-l prezentăm ca fiind cu totul și cu totul altceva. Dragii mei, suntem în seria celor 7 păcate capitale actuale și de ce această schiță, dacă vreți, acest conținut al păcatelor capitale a fost schematizat undeva în secolul 4 de către un teolog foarte important pe nume Grigorie cel Mare. Păcatul de care vom vorbi astăzi este un păcat extraordinar de actual, aș putea să spun că mai actual ca niciodată. Acum, dragii mei, cu atât mai mult cu cât trăim în România. Și vreau să vă spun că lenea are anumite conotații profunde pentru poporul român. Să vă dau câteva exemple. Nicăieri, în niciun alt popor din lumea aceasta, nu veți găsi pe un om să spună unde te duci. Oamenii zic, bă, mă duc la job, la servici. La noi oamenii zic, mă duc la scârbici. Din start, atitudinea cu care te duci, spune totul. Da? Ești pregătit să fentezi, să ciugulești cât mai mult timp pentru tine să nu depui mare efort. Asta e o expresie doar românească. Nu veți găsi nicăieri undeva în lumea asta cineva să numească serviciu scârbici doar în România. Asta e o minune, să știți, apropo. Bun, tot în România s-a născut următoarea zicală, vorbă de duh. Munca l-a creat pe om, dar nici somnul și chiulul nu l-au omorât. Deci asta, vă spun, asta e o chestie de înțelepciune tipic românească. Mai mult de atât, dragii mei, dacă nu mă credeți prin zicale, cam ce fel de probleme avem noi ca și popor, vorbesc un diagnostic la nivel național, vă dau o statistică care trebuie să ne pună pe gânduri. Românii, dragii mei, citesc, sunt cel mai leneși popor din Europa. Avem peste 4,5 milioane de oameni care nu fac nimic. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană ca procentaj din populație neimplicată în activități economice sau comerciale. Avem cea mai mare populație din Uniunea Europeană de oameni asistați, adică care primesc ajutor social și să stea bine, să meargă la crâșmă și să facă altceva. Dragii mei, aceste lucruri sunt statistice. Și acum, dacă nu v-am convins nici cu statisticile, nici cu vorbele de duh, unul dintre cei mai mari filozofi care au trăit vreodată în țara aceasta și gânditor, Constantin Noica, a dat un diagnostic pentru români. El a zis așa, multe popoare au diferite vocații. Dar vocația românului prin excelență este aceea de a sta pe malul istoriei. Ce fac românii? Stau pe malul istoriei. Și acum noi stăm pe malul istoriei, pe șezlong acolo, ne punem și o umbrelă să ne prăjească soarele, stăm pe malul istoriei. Și ce fac românii? Se uită la alte popoare care încearcă să treacă, spunea el, marea progresului, încearcă să se ridice, să facă ceva. Și când vedem câte un popor care în timp ce încearcă să progreseze, să ajungă pe malul progresului, să scufundă, să neacă, cum a fost Grecia mulți vreo câțiva ani de zile, și zice românul, bă, vezi că au fost bine că nu m-am băgat. Mai bine să stai aici decât să te scufunzi.
Pe de altă parte, tot românul spune, stând pe malul istoriei, când vede un popor, o națiune care trece marea progresului și ajunge la reușită, la succes, la autostrăzi care nu se mai termină, care nu se sparg, care nu se distrug după ce sunt inaugurate, când vedem un alt popor reușind, și ce zic românii? Bine, mă, dar și eu puteam. Și noi puteam să facem asta. Asta este mentalul nostru, avem o problemă serioasă, dragii mei, în direcția asta. Pentru că noi avem vocația și diagnosticul este dat repede de către unul dintre cei mai fini observatori ai acestui popor, Constantin Noica. Avem vocația de a sta pe malul istoriei. Și dacă credeți, dragii mei, că România nu este originală din punctul acesta de vedere, vreau să mă ajutați și la media cu o fotografie. Numai în România. Ce vedem noi aici? Vedem patru muncitori, se vede puțin neclar, dar e mai bine așa să rămână totuși în taină puțin. Să nu vede, poate vedeți chipurile, să nu fie unul de aici. Ce vedem noi aici? Bă, oameni buni, în ce națiune din lumea asta i-a venit cuiva în minte să transform roaba de pe șantier în șezlong? Așa ceva e doar made in Romania. Avem o problemă, dragii mei. Cifrele, statisticile, poți să o iei că deja e șocant. Să nu vă duc cu gândul pe alții, să încurajăm lenea în direcția asta. Oameni buni, acestea sunt fapte. Acestea sunt lucruri concrete. Dar în această zi, dragii mei, modul cel mai serios aș vrea să vorbim despre lene, pentru că lenea este un păcat. Știți, am auzit de foarte multe ori expresia asta când unul harnic îi supăra pe unul leneș. Bă, dacă ar durea lenea, ați auzit expresia asta? Dacă ar durea lenea. Vreau să vă spun, dragii mei, într-adevăr, lenea nu doare, dar e dureroasă. Și o să vedem de ce. Dragii mei, primul aspect pe care vreau să subliniez legat despre lene ca și păcat, pentru că este un păcat foarte grav. Dragii mei, păcatul e, lenea aceasta, să o definim puțin, este un păcat prin omitere. Lenea este un păcat prin omitere. Și noi relativizăm de foarte multe ori porunca aceasta lui Dumnezeu. Să vedeți atitudinea greșită pe care noi avem față de lene. Lenea, dragii mei, este păcatul care ne face să relativizăm o poruncă a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, dragii mei, cea mai bună definiție pe care am găsit-o despre lene este următoarea. Este dezgustul față de muncă. Lenea este dezgustul față de muncă. Ea poate să izvorască dintr-o natură trupească defectoasă și o fire sufletească nepricepută, din descurajarea în lupta vieții și mai ales din iubirea traiului bun, a mândriei și a relei educației. Ea este un păcat de moarte care se opune decretului dumnezeesc de a munci. Dragii mei, cum putem să relativizăm noi, adică să minimalizăm această poruncă expresă a lui Dumnezeu care ne cheamă să muncim? Știți cum o putem face? Prin ignorarea acestei porunci. Munca, dragii mei, vreau să vă spun că nu este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Că foarte mulți înțeleg că munca e o pedeapsă de la Dumnezeu, frate, după căderea adamică. Nu, nu, nu. Munca, dragii mei, nu este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Munca este o poruncă a lui Dumnezeu. Pentru că, uitați-vă, munca, cronologic vorbind, apare înainte de cădere. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, odată îl vedem pe Dumnezeu muncind când creează lumea. Dar mai mult de atât, dragii mei, uitați-vă, în Geneza 2:15, înainte de cădere, în grădina Edenului, spune Biblia așa, Geneza 2:15, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ce să facă? Să șadă, să-și pună roaba și să stea. Dumnezeu, dragii mei, spune Biblia că l-a așezat pe om în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Adică Adam, dragii mei, în acea lume creată de Dumnezeu înainte de cădere, Adam trebuie să tundă iarba. Adam trebuie să gospodărească, Adam trebuie să muncească. De aceea, dragii mei, munca nu e o pedeapsă de la Dumnezeu, munca e o poruncă dată de Dumnezeu. În împlinirea unui scop nobil, dar e adevărat că, dragii mei, după cădere, munca devine o poruncă neplăcută pentru om. Nesuferită de foarte multe ori, dar necesară. Geneza 3:17 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Omului a zis Dumnezeu, adică, fiindcă ai ascultat de glasul, de unde ne-au venit problemele, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul de care îți poruncisem, să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu, atenție, multă trudă. Munca primește această dimensiune
trudei, să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Și atenție, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, țărânești și în țărână te vei întoarce. Munca, dragii mei, nu-i pedeapsa lui Dumnezeu. Munca este o poruncă lui Dumnezeu, dar după cădere adamică, munca devine, dragii mei, o poruncă pe care o îndeplinim cu greu. Necesită efort, nu mai faci cu atât de multă plăcere. Dragii mei, munca este bună, dar este grea datorită căderii, de aceea avem o naturală adversitate față de muncă. Dar știți cum putem să relativizăm această poruncă a lui Dumnezeu? Nu prin faptul că o ignorăm doar, ci și prin faptul în care o interpretăm noi, porunca aceasta în care Dumnezeu ne îndeamnă să muncem. Și vreau să vă spun că oamenii din mediul bisericesc au devenit specialiști în a răstălmăci porunca aceasta. Și anume, există oameni care au ajuns să aibă scuze aparent spirituale, motive spirituale pentru a nu face nimic. De aceea, în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 11, Apostolul Pavel spune așa: să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincioși cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Ce să facem? Să lucrăm cu mâinile noastre. Acum, de ce credeți dumneavoastră că Apostolul Pavel scrie unei biserici creștine, plantată de curând, puternică, care au avut parte de revelație, de slujire? De ce credeți că Pavel, dragii mei, menționează aspectul ăsta? Trebuie să munciți cu mâinile voastre. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, Salonicul sau Tesalonicul de atunci era în Grecia. E un oraș, dragii mei, aflat în Grecia. Și noi știm, dragii mei, că toată cultura grecească este influențată de o anumită filozofie. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că cei din Atena, de exemplu, ce făceau toată ziua? Când Pavel a ajuns la Atena, ce făceau toată ziua oamenii din Atena? Munceau, plantau, arau. Nu făceau nimic altceva toată ziua decât să vorbească despre ceva nou. Toată ziua logore verba, toată ziua vorbeau, povesteau. Și, dragii mei, Pavel înțelege că pocăiții din Salonic sunt influențați încă de filozofia grecească. Și spune Pavel: nu, voi trebuie să munciți. Voi n-ați înțeles. Din perspectiva lui Dumnezeu, munca este un lucru important și trebuie să o faceți. Mai mult de atât, dragii mei, și ce au interpretat unii din Salonic, din biserica aceea? Și ce au interpretat? Au înțeles că vine Domnul. Și dacă vine Domnul, de ce să mai lucrezi? Ei au înțeles că mâine, gata, bagajele făcute, vine Domnul. Și dacă vine Domnul, după ce să mai muncim? Haideți să așteptăm pe Domnul uitându-ne cu ochii în soare până vine Domnul. Noi nu mai facem nimic. Nu o să uit niciodată ce spunea un frate păstor din sat, de unde am fost, unde am crescut în biserică, fratele Gusti. Omul ăsta avea 10 copii. 10 copii stăteau toți într-o casă dărăpânată cu o anexă și cu o cameră. 10 copii, imaginați-vă. El, soția și 10 copii. Și la un moment dat, fratele Gusti, până anii 88, a început să-și facă o casă alături. Și a venit o soră prorociță. Și când au ajuns asta și l-au văzut pe fratele păstor Gusti muncind, ridicând casa, cărămidă: ioi, frate, cum îndrăznești? S-a speriat, să-i cadă mistria din mână, s-a speriat. Ce-i, dojoană? Frate, acum când vine Domnul, te pui tu să construiești casă? Acum vine Domnul și ție ți-arde să faci casă, să-ți extinzi, să-ți faci holdele. Mă rog, cum a interpretat-o ea. Mă zice, așa m-am speriat inițial. Mi-a venit cât pe ce să renunț. Dar totuși m-am gândit, ce fac cu pruncii? E ușor să zică, dar să vadă cum stau 10 copii în două camere, e mai greu. Și a zis fratele Gusti: frate Doru, deci am continuat, Doamne iartă-mă, și am mai pus câte o cărămidă și am terminat casa. S-au trecut ani, 20 de ani, 30 de ani și au zis, acum zice, de ascultam atunci chestia aia, rămâneam eu în colibă. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, există oameni foarte spiritual. Ei nu fac nimic toată ziua. De ce? Pentru că ei se uită la Domnul. Pocăiți din ăștia care nu fac nimic. Pentru că au un argument spiritual. Eu toată ziua mă îndălântecesc cu Domnul și cu lucrarea Domnului. Păi mă interesează Domnul, eu nu fac nimic. Oameni buni. Vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 11, când Domnul Iisus se înalță la cer?
Și de la un moment dat zice Biblia că Iisus intră într-un nor, se face nevăzut. Și ce fac ucenicii? Toți se uitau pe unde s-a ridicat Iisus, se uitau înspre cer. Și vin doi bărbați galileni, de fapt care erau doi îngeri, care îi spun, bărbați galileni, de ce, vă rog afișați Fapte 1 cu 11, de ce stați și vă uitați spre cer? Dar nu asta e lucru duhovnice, să stai și mă uit la cer să vină Domnul? Nu. În timp ce te uiți la cer, muncește, fă ceva. Pentru că asta e problema sesizată. De ce stați și vă uitați la cer? Munciți! Împliniți poruncele lui Dumnezeu, onorați-L pe Dumnezeu. În tot acest timp, Dumnezeu trebuie onorat, slujit. Există oameni, dragii mei, care răstălmăcesc această poruncă a lui Dumnezeu, care o minimalizează, o reduc la un mod interpretativ greșit. Nu o să niciodată, spunea John Piper, a zis, cel mai greu caz de consiliere dintr-un anumit punct de vedere pe care l-am avut în viața mea a fost a unui tânăr care a venit la mine la biserică, la consiliere și mi-a zis, frate, păstor, ziceți dependent, am o mare problemă. Mă gândeam, zice, pornografie, ce-o mai fi, șocuri de noroc. Frate, zice, îți dependent de predici. Cum adică? Frate, zice, toată ziua mă ascult predici și citesc Biblia. Și? Păi problema e, zice, că de un an de zile încoace m-a dat de la vreo 4 locuri de muncă, m-a dat afară, m-a concediat. Dar de ce te-a concediat? Pentru că, zice, și la lucru eu mă uitam și ascultam predici și citeam Biblia. Nu, acum, cum să-i spui ăsta să se pocăiască de predici? Păi zice, un paie părăvost, cel mai greu sfat pastoral pe care trebuie să-l dau vreodată. Dar trebuie să spun, trebuie să te pocăiești. Cum? Nu mai asculta predici când lucrezi. Nu mai citi Biblia când lucrezi, citești-o acasă. Dar vai ce spiritual suntem noi, nu-i așa? Pe omule, dacă trebuie să fii atent acolo pe linia de producție, eu înțeleg că te interesează ca ei din Apocalipsa, dar fii atent acolo, la banda acolo, să nu se încurce din cauza ta să fie hulit numele lui Dumnezeu după aia, că tu strici toată fabrica. Să fii un dorel într-o altă variantă. Că aveți unul în față și e suficient. Dragii mei, mai apoi un lucru foarte important legat de lene ca și păcat este că lenea, dragii mei, e păcatul care ne face să risipim potențialul dat de Dumnezeu. E un mare păcat. E un mare păcat, lenea. Știți de ce? Pentru că ne face să risipim potențialul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Nu doar, dragii mei, că ne face să relativizăm o poruncă dată de Dumnezeu, dar lenea este păcatul care ne face să risipim potențialul dat de Dumnezeu. Și, dragii mei, putem să risipim potențialul dat de Dumnezeu în atâtea moduri. De exemplu, lenea, dragii mei, este lipsa crasă de disciplină din viața noastră. Faptul că avem probleme cu lenea înseamnă că avem, de fapt, probleme cu disciplina. Și când ai probleme cu disciplina, ascultă-mă ce spun, încep lucruri și nu le mai termini. Încep lucruri și nu le mai termini. Vreau să vă spun ceva, 40% dintre oameni, 40% dintre oameni își au, la fiecare an nou, început de an nou, își au angajamente pentru anul respectiv. Voi slăbi, nu mai fumez, nu mai nu știu ce, nu mai mă duc acolo, economisesc, nu mai sparg banii pe cumpărături, nu mai merg la Zara, nu mai merg nu știu. Bun. Angajamente și ți le notezi și le rostești. Vreau să vă spun ceva. 12 ianuarie, știți ce zi este? Ăsta a început în 1 ianuarie, gata, rezoluția pentru noul an. 12 ianuarie, dragii mei, este cunoscută în întreaga lume de către psihologi și către sociologi ca fiind ziua națională a renunțătorilor. De regulă, în 12 ianuarie s-a terminat totul. Este ziua, nu știați, dată să sărbătorim 12 ianuarie, să vă luați în calendar. E ziua în care cei mai mulți renunță să mai țină dietă, cei mai mulți renunță să postească, cei mai mulți renunță să mai citească, toți, întâi de an, toți, Doamne, angajamente noi! 12 ianuarie s-a terminat. 8%, atenție, 28% din cei care își au un angajament la început unui an nou, îl mai țin până la sfârșit. Restul de 92% îl încalcă. Lipsa de disciplină, dragii mei, ne face să risipim potențialul dat de Dumnezeu. Lenea încurajează lipsa de disciplină. Credem, dragii mei, mai apoi, un alt aspect aici interesant, pentru că noi confundăm un lucru și să știți că multă vreme nu prea am înțeles. Noi credem, dragii mei, că dacă suntem ocupați, nu suntem leneși. V-ați gândit însă, dragii mei, însă că faptul că ești ocupat nu înseamnă că nu ești leneș? Faptul, atenție, că ești ocupat nu înseamnă că nu ești leneș. Pentru că putem să facem multe, ascultați-mă, dar să nu progresăm în ceea ce facem. Încep multe, nu le mai termini, ești ocupat, ești în 7.000 de lucruri, dar tu nu faci niciunul bun. Și ce înseamnă asta? Lene.
Ăsta este cel mai mare antidot pentru noi, așa, emoțional. Ești foarte ocupat, dar tu nu faci nimic de fapt. Tu nu progresezi, tu nu duci la capăt ce ai început. Și ce ești de fapt? Un leneș ocupat. Există paradoxul ăsta, leneș ocupat. Faci multe, dar nu faci nimic bun, cu adevărat și consistent și care să ducă slavă lui Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, de ce spun că ne face să risipim potențialul dat de Dumnezeu? Pentru că, dragii mei, risipim potențialul dat de Dumnezeu și prin ce? Prin refuzul de a lucra. Proverbe 20:4, toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Proverbe 21:25, poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Este, dragii mei, o anti-atitudine, dacă vreți, față de muncă. Mai mult de atât, dragii mei, risipește energia pe care o are. Au zis Proverbe 26:14. Mi-a plăcut mult versetul ăsta. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Vă rog să puneți, dacă se poate, Proverbe 26:14. E prea frumos să nu-l mai afișăm o dată. Ia auziți, recunoașteți, nu? Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei? Așa se învârtește leneșul unde? În patul lui. Adică și interesant, omul ăsta depune efort, că trebuie să depune efort monumental să te întorci de pe o parte pe alta. Și totuși depui un efort. Știți care este ideea? Că efortul ăsta este concentrat într-o direcție greșită. Dacă ai utiliza efortul ăsta de te întorci pe o parte și pe alta, măcar să întorci o pagină pe alta la Scriptură, ar fi mult mai de folos. Risipește potențialul dat de Dumnezeu, lenea, dragii mei, de un păcat foarte grav, pentru că ne duce să ne face să ratăm scopul pentru care am fost salvat de Dumnezeu. În Efeseni capitolul 2 cu versetul 10, și vă rog să-l afișați, spune cuvântul Domnului așa: căci noi, atenție, deci ne crede că Dumnezeu ne-a mântuit ca să putem să ședem liniștiți în biserici. Cine crede că botezul și pocăința, dragii mei, după aceea sunt urmate de așa o vacanță all day, se înșală marnic. Pentru că spune, noi suntem lucrarea Lui, adică Dumnezeu a lucrat, a depus un efort, Hristos a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, s-a jertfit, a lucrat pentru ca noi să fim mântuiți. Atenție, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos. E un efort și aici. Pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte. Ce să facem? Să umblăm în ele. Dumnezeu te-a mântuit pentru ca să faci ceva. Dumnezeu te-a mântuit, Dumnezeu te-a salvat, Dumnezeu te-a scos de acolo pentru că vrea să lucrezi și trebuie să-ți împlinești chemarea. Știi ce face lenea din viața ta? Risipește tot acest potențial pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de periculos este acest păcat. Al treilea aspect, lenea, dragii mei, este păcatul care ne face mai apoi să rănim persoanele cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Oamenii leneși, dragii mei, produc răni în viețile celor care sunt în proximitatea lor. Știți cum? Lenea, dragii mei, aduce sărăcie. Și sărăcia nu te influențează numai pe tine, sărăcia influențează pe cei din familia ta, copiii tăi, soția ta. Proverbe 16:9 spune, până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia, atenție, vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Problema este că, ascultă-mă, nici numai tu sărac, problema este că îi sărăcești pe cei de lângă tine. Neîmplinindu-ți scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit munca. Îi rănești pe cei din tine prin faptul, ascultă-mă, că ești sărac în modul acesta, prin atitudinea ta, refuzul de a munci. Îți afectezi copiii, nu le vei putea oferi condiții de care au nevoie. Să progreseze, să meargă la o școală, să le oferă anumite lucruri de care au nevoie, să progreseze la rândul lor. Tu vei întrerupe un ciclu al progresului și al potențialului. Părinți care distrug copiii în modul acesta, că îi țin într-o anumită stare. Oscar Wilde, dragii mei,
Spunea, când sărăcia intră pe ușă, iubirea iese pe fereastră. Și cred că avea mare dreptate. Pentru că distruge, dragii mei, relații. Sărăcia poate să distrugă relații. Și atenție, asta nu e o sărăcie ca și condiție, este o sărăcie, dragii mei, datorită delăsării. Îți distrugi familia, tensiuni în familie, de la bani sunt foarte multe certuri, neînțelegeri. Când intră sărăcia pe ușă, fereastra fuge, pe dragostea, iubirea fuge pe fereastră afară. Știți că există o celebră poveste a lui La Fontaine despre greiere și furnicuță. Și acum la școală au învățat copiii greierele și ăla care tot cântă toată ziua pe la balcone, serenade și vine toamna și îl prinde cu nimic în cămară. Și merge și cere împrumut la furnicuță și furnicuța nu-i dă. Și acum totuși zice o educatoare, zice grupei de copii pe care, cu care interacționa în ziua aceea la școală, ce credeți voi că ar trebui să facă în situația asta greierele la care o fetiță o zice să se căsătorească cu furnicuța? E singura șansă pe care o... Nu sper să nu fi dat idei cuiva astăzi, dar poate că e singura șansă. Știți ce mai aduce, dragii mei? Păcatul ăsta ne face să rănim persoane, nu doar prin sărăcie, ci prin rușine. Oamenii leneși, dragii mei, aduc rușine în viața lor și peste cei de lângă ei. Proverbe 10:4, cine lucrează cu mână leneșe sărăcește, dar mâna celor hainici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chipzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Îi afectezi, îi rănești pe cei de lângă tine, știind că tu ești pruncul unui trândaf. Bă, taică tot ăla care tot o ziua mă stă în fața casei și nu face nimic. Ascultă-mă, îi rănești pe cei din jurul tău. Știți, dragii mei, cum mai putem să-i rănim? Prin faptul că îi disprețuim pe oamenii de lângă noi. Proverbe 10, dragii mei, cu 26, frustrarea pe care o produce altora, lenea produce frustrare în relațiile tale. De exemplu, leneșul se crede, dragii mei, Proverbe 10:26, cum este oțetul pentru dinți, cercați, Colgate, și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce îl trimite. Ești patron și ai un angajat și spui, bă, du-te acolo și el se duce dincolo, sau nu merge, merge în slow motion, așa. Și ce face? Îl te frustrează, produce frustrare. E un păcat. Și ne distrugem relațiile, dragii mei. Poate cum a fost bine intenționat când te-a angajat, a zis, bă, dă-mi și mie o șansă, bă, are copii, hai mă să-l angajez. Îl angajez și omul efectiv te sfidează. Și știți cum e un angajat din ăsta pentru tine? E ca unul, auziți efectul lui, știți ce spune Biblia? E ca și cum ai fi oțet pentru dinți și fum în ochi. Efectiv, ăsta este omul ăla. Dragii mei, disprețul, lenea produce dispreț față de alții și prin asta distrugem relații. Leneșul, atenție, Proverbe 26:16, leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Știu, dar n-ai rost să mă duc. Eu știu mă că ea muncesc, dar eu știu, las că știu eu cum se poate face bani, nu muncești nimic. Și tu ești într-o dată arogan și tu le știi pe toate. Leneșul are timp, are minte odihnită, asta e problema. Dar nefolosită. Știți care este o mare problemă? Cum poate să frustreze relațional lenea? 2 Tesaloniceni 3:6 aduce povară pentru comunitate și acum a venit la biserică. Oamenii leneși, ascultați-mă, sunt o povară pentru comunitate. În loc ca biserica lui Dumnezeu să-și canalizeze resursele pentru a face evangelizare și a ajuta cu adevărat oamenii care nu se pot ajuta. De foarte multe ori, ascultați-mă, ajungem ca și biserici, ca și comunități să trebuiască într-un anumit context să ajutăm într-o oarecare măsură oameni leneși. Să ne ierte Dumnezeu și pe noi că nu suntem înțelepți de multe ori în distribuirea acestora. Dar pe ei, ce să mai zic?
Vreau să vă spun, în 2 Tesaloniceni 3 cu 6 spune cuvântul Domnului. În numele Domnului, auziți cum începe Pavel, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voind și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, aici este ideea, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim o povară nimănui dintre voi. Oamenii ăștia sunt o povară pentru comunitate. Și de fapt, de foarte multe ori să distribuim într-un mod poate greșit resursele bisericii. Pentru că știu să se plângă foarte ușor, foarte știu să impresioneze. Dar lenea, dragii mei, distruge relații și la un moment dat te frustrezi. La un moment dat îți ajunge. Pentru că vezi că pur și simplu omul profită de pe biserică. Mai apoi, în al patrulea lucru, dragii mei, legat despre lene, care este un păcat grav. Lenea este păcatul care ne face să riscăm, atenție, o pedeapsă aspră din partea lui Dumnezeu. Lenea este pedepsită de Dumnezeu, dragii mei. Pentru că, dragii mei, lenea încurajează comoditatea. Lenea este produsă de dorința profundă pentru confort, pentru lipsa de efort. Lenea, dragii mei, ca țintă are lipsa de efort. Să nu fac ceva care să mă ostenească, ceva care să aduc un efort. Proverbe 21:25. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Lenea, dragii mei, e o dorință profundă pentru confort. Știți care este deviza leneșului? Nu vreau să fac nimic din ce nu vreau să fac. Se deviza leneșul. Nu vreau să fac nimic din ce nu, nu-mi place. Nu, dar ce-ți place? Nu mai gândesc. Dar nu-i place nimic. Nu-i place să muncească fizic, nu-i place să muncească intelectual, nu-i place să muncească nicicum. Nu face nimic din ce nu vrea să facă. Tocmai este scopul diavolului, să te țină într-o stare în care să nu faci nimic semnificativ pentru Dumnezeu. Asta vrea diavolul. Ce-i plac diavolului leneșii în biserică, și din biserică, incredibil. Să nu faci nimic semnificativ pentru Dumnezeu. O altă particularitate a celor leneși, dragii mei, este că vor să se îmbogățească peste noapte. Ăștia sclenții fidel al pariurilor sportive, al jocurilor de noroc, vor să se îmbogățească peste, fără efort. Dar ascultați ce spune Biblia legată pe deapsă, Proverbe 28:19. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, să treacă peste niște etape, să nu muncească, unde te poți îmbogăți repede? La bingo, criptomonede, mai știu ce. Și nu v-ați mai îmbogăți din ele. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nepedepsit. Cuvântul Domnului. Și avem, dacă nu credeți că e pedepsită lenea, dragii mei, avem pilda talanților din Matei, capitolul 25. Sunt trei robi, stăpânul pleacă într-o țară depărtată, la unul îi dă 5, la unul îi dă 2, la unul îi dă 1. Când se întoarce, ăla care i-a dat 5, o mai făcut 5. Ăla care i-a dat 2, îi mai dă 2. Aduce încă 2. Și ăla la care i-a dat 1, român, i-a dat 1. Auziți ce-a zis? Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, Doamne, nu stăpâne, Doamne, o luat așa, Doamne, nu mai stăpân, Doamne, doar îl îmbunezi cumva. Am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău, poftim înapoi unul. Unul mi-a dat, unul îți dau, nimic mai mult. Stăpânul i-a răspuns. Ce a răspuns stăpânul? Rob, viclean, și leneș. Ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii, să fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui ce avea 10 talanți. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar celui ce n-are, se va lua și ceea ce are. Iar pe robul acela, atenție, netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Unde credeți că e locul ăsta? Iad! Leneșii, dragii mei, vor merge în iad! Botezați! Vorbind în limbi! Lenea te duce în iad, știu, e șocant, dar lenea e un păcat care te duce în iad. Aruncați-l!
Pentru că Dumnezeu a investit în tine. Pentru că Dumnezeu a pus daruri în tine pe care nu le folosești, pe care le risipești, pe care le irosești. Dumnezeu te-a binecuvântat cu abilități puternice să faci ceva pentru Dumnezeu și tu nu faci nimic, îl îngropi. Orice om care își îngropă talentul, într-o bună zi, va fi îngropat. Dar într-o lume care, și despre care n-aș vrea să insiste să vorbesc prea mult. Dragii mei, lenea te face, atrage pedeapsa lui Dumnezeu asupra ta. Am un prieten și mi-a povestit o experiență care a avut-o cu Dumnezeu. Are deja două business-uri și merg bine. Și s-a gândit, din moment ce business-urile astea merg bine și tot e ok, i s-a oferit la un moment dat o oportunitate, s-a deschis o fereastră ca să mai deschidă încă un business, un al treilea business. Și spunea, m-am gândit, pentru ce mai îmi trebuie mie încă un business? Adică am două, merg bine. Și totuși era o fereastră, o oportunitate de a deschide încă un business. Și a spus, am ignorat oferta respectivă și m-am gândit, n-are rost, am destul, fac destul. Și spunea, citind cuvântul lui Dumnezeu, conștiincios, la un moment dat Dumnezeu a vorbit specific. Ți-am deschis o fereastră, trebuie să intri pe ea. Ți-am dat o oportunitate, trebuie să o fructifici, trebuie să muncești aici, trebuie să te împliști acolo. Și de ce? Pentru că eu ți-am dat un dar cu care trebuie să lucrezi. Trebuie să lucrezi pentru Dumnezeu. Și mai există un principiu care vreau să mă apropiu de încheiere, dragii mei. Lenea, dragii mei, este păcatul care trebuie rezolvat printr-o pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Ca să rezolv problema lenei, dragii mei, se face doar printr-o pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Și când vorbesc despre pocăință înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun, e o pocăință care trebuie, în primul rând, schimb puțin strategia. Nu începe de la cel care are o problemă, ci acum mă refer la noi ca și comunitate, ca și biserica. Ascultați, știți care este responsabilitatea noastră? Dacă în anturajul tău, dacă în biserică, constați că există un om leneș, un om care l-ar putea face mai mult pentru biserică, dar nu face, un om care l-ar putea sluji pe Dumnezeu mai mult, dar nu face, un om care ar putea munce mai mult, mai productiv pentru familia lui și totuși nu o face, toată ziua e pe TikTok, pe Facebook, pe... Are timp, dar nu muncește. Și ce spune Biblia? Că noi trebuie să încurajăm pocăința oamenilor ăștia. Ei nu se sesizează, ascultați-mă, dar cei din jur trebuie să se autosesizeze. Eu și cu tine trebuie să încurajăm pocăința acestor oameni care suferă de lene. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 11. Auzim că între voi, zice Pavel, auzim că între voi trăiesc, unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim, zice Pavel, cu buna. În Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște, să nu mai mânce pe al alții. Să-și mânce pâinea a lor. Și auziți, voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Și să nu-l socotiți însă ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Ce spune Biblia? Ascultă-mă! Care e responsabilitatea ta când vezi unul din biserică, din casa ta, din cercul tău de prieten, că trage chiulul? Când vezi că e leneș, e plin de potențial, e plin de daruri de la Dumnezeu, dar le risipește. Ce spune Dumnezeu că trebuie să facem noi restul? Să-i spunem, mă rog, frate, pentru tine. Nu. Bă, omule, ce faci? Cât timp ai de gând să-ți mai bagi joc de Dumnezeu și de ce a pus în tine? Scutură-l. Nu prea tare, să ne înțelegem. Dar scutură-l. Vorbește franc cu el. Nu atacăm persoana, atacăm problema. Ai o problemă. Pocăiește-te. Dumnezeu ne cheamă pe noi, dragii mei, să avem să încurajăm pe oamenii ăștia să se pocăiască. E responsabilitatea mea și a ta.
Că nu-i nimic mai dureros decât să vezi oameni înzestrați care pierd timpul. Și datorită că tu pierzi timpul, deși Dumnezeu a pus în tine, ești în biserică, Dumnezeu a pus în tine ceva și tu nu faci, ne ții și pe noi pe loc. Ne tragi în jos. Știi ce fain ar fi dacă ai putea lucra, să vezi cum ar progresa biserica mai mult. Dar în același timp, dragii mei, se rezolvă printr-o pocăință încurajată de ceilalți, dar și printr-o pocăință inițiată de cel în cauză. Lene e un păcat, dragii mei. De aceea, în Evrei este un avertisment. Evrei 6:9. Măcar că vorbim astfel, preobiților, totuși de la voi, de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat pe sfinți. Dorim însă. Aici e vorba de niște oameni, dragii mei, cei din Evrei, capitolul 6, care au făcut la un moment dat, au făcut și au zis, bă, știi ce, să mai facă și alții, eu nu mai lucrez. Eu am făcut destul. Că ascultă-mă, și faptul că ai făcut la un moment dat ceva și spui, nu, să mai facă alții, că eu am făcut destul, că te compar cu alții, asta aduce lene în viața ta, asta e o formă de lene. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți. Să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moșteneți făgăduințele. Să nu te lenevești, un avertisment. Dumnezeu, dragii mei, în această dimineață, în modul cel mai serios, ne îndeamnă să ne pocăim. Dumnezeu, dragii mei, în această dimineață, ne îndeamnă, dragii mei, să nu ne lenevim. Ai făcut ceva și ai spus, mai facă și alții. Dumnezeu spune, standardul tău, direcția ta, nu-i de ce fac alții sau nu fac alții. Tu nu te compari cu alții. Standardul tău, reperul tău, este Hristos. Standardul tău, ascultă-mă, nu-s persoanele, ci-s principiile Scripturii. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Ai fost 3 ani de zile plin de râvnă, de zel. Fii pe mai departe plin de râvnă și zel. Slujește pe Dumnezeu, la fel cum ai făcut-o. Nu te opri, nu renunța, nu te lăsa în starea de lâncezeală pe ideea că, bă, mai facă și alții. Nu te compara cu alții. Pentru că, ascultă-mă, comparația este dușmanul progresului. Fie vei fi frustrat, bă, niciodată nu o să fiu ca ăla, fie vei fi mândru, bă, mai bun ca el. În numele lui Iisus Hristos, nu mai fi leneș. În numele lui Iisus Hristos, dă-ți toată silința. Știți, am auzit la un public speaker din ăsta, din America, mi-a plăcut mult ideea ce zicea el, mai au și ăștia câteodată, motivational speaker, ăștia mi-au câteodată dreptate, câteodată mi-au dreptate. Și a zis omul ăsta, gândiți-vă că viața omului, visul cel mai mare a multora, știți care este? Bă, muncesc 40 de ani și o să ies la pensie și o să-mi permit să fiu leneș. Abia aștept pensia, abia aștept să vină pensia. Bă, mai am încă, am 50 de ani, la 60, abia aștept să mă pensionez și mai repede cu boală din aia efectivă, dacă se poate. Dar după aceea o să-mi permit să stau, să fiu leneș. Nu am să realizați că ăsta e visul multor oameni din țara asta care muncesc, abia așteaptă ziua când se vor pensiona să nu mai facă nimic. E dacă ăsta e cel mai mare scop al vieții tale, e o problemă serioasă. Visul tău cel mai mare este să ajungi să nu mai faci nimic. Și să-ți permiți asta. Să ai pensie. Am cunoscut în țara workaholicilor, America, în urmă cu ani de zile, un om, un frate, a cărei atitudine și poveste de viață pe mine m-a cutremurat. Fratele despre care vă spun acum e un frate care atunci când a ajuns în America a muncit și a muncit foarte conștiincios. Fratele ăsta a lucrat undeva la aproape 40 de ani, șofer pe camion, pe troc, cum zic ei. Distanțe lungi, mulți kilometri. E o muncă bine plătită în America, dar e o muncă care necesită multe sacrificii. Și spunea, frate Dorel, am reușit să-mi cumpăr o casă, am reușit, spunea el mai apoi, am reușit să țin copii în facultate, să le plătesc colegiile la toți, ceea ce nu-i deloc puțin. Toți am 3 copii, toți-s căsătorii, spunea el. Și am ieșit la pensie în urmă cu 4 ani de zile.
Și când îmi povestea lucrul acesta, m-a dus cu el la camionul lui. Și am zis, frate, zic, da, tu ești la pensie, nu de 4 ani, da. Dar ce faci cu camionul? Cum, zice, păi mâine plec în cursă. Nu ești la pensie? Pa da. Dar mai am de lucru. Cum adică? Zis, frate Dorel, am avut mentalitatea asta. Abia am așteptat să vin în concediu în România. Să vin în concediu în România, am ieșit la pensie, pruncii, toți pe salariile lor, nu mai trebuia să-i ajut cu nimic și am venit în România să mă odihnesc. Mi-am făcut deja planul de vacanță, o să mă duc până America de Sud să vizitez munții Anzi, mă duc pe acolo, Africa, deci mi-am făcut planul pensiei mele. Am ajuns în România, spunea el, și într-o zi am aflat despre o tragedie care s-a petrecut undeva în proximitatea localității mele natale, undeva în zona Bucovinei. Am aflat că, nu mai știu exact, 4 copii, 5 copii au rămas fără de tată și fără de mamă, orfani, și au crescut doar de bunică. Amândoi părinți au murit într-un accident și copiii ăștia au rămas practic în nimănui, erau cu greu întreținuți de către bunica lor. Când m-am dus la oamenii ăștia, am vrut să dau și $102 să-i ajut, când am văzut în ce condiții stăteau. Copii mici, cel mai mare avea, cred, undeva 13 ani. Momentul ăla au zis, mi-a trecut orice gând de pensie. M-am rugat înainte lui Dumnezeu și am spus, Doamne, nu am liniște, n-am pace, ce pot să fac pentru oamenii ăștia? Și Dumnezeu mi-a vorbit, ce poți să faci? Ce știi tu să faci cel mai bine? Doamne, mă pot ruga, nu predic, ce știi să faci cel mai bine? Doamne, știu să conduc. Dacă știi să conduci, te întorci acasă, iei înapoi camionul, te duci și muncești și crești copiii ăștia. 66 de ani, ceva în genul avea fratele ăsta, și auziți, în fiecare luni, pornește la drum. Pleacă și se întoarce joia sau vineri acasă, la 66 de ani. Pentru că trebuie să crească, pentru că trebuie să trimită în România în fiecare lună câteva mii de dolari pentru copiii ăia care n-au mamă și care n-au tată. Și a zis, frate Dorel, înainte am visat să ies la pensie și am crezut că asta e fericit, mă plictiseam de moarte. Acum mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere cât mai mult să pot să-i cresc până când vor ajunge să fie independenți. Atâta mă rog, Doamne, dă-mi puterea, până când pot, până în ultima zi, să muncesc, să-i ajut. Pentru că ne vesem 4:28, zice Pavel, parcă cu românii începe aici, cine fura să nu mai fure, dar auziți, ce mai degrabă ce să facă? Adică s-o pocăit că nu mai furăm, dar zice, ce mai degrabă să lucreze cu mâinile lui. Pentru ce? Să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă el? Nu. Pentru ce să lucrezi cu mâinile tale? Și pentru ce? Ca să aibă ce să dea cui? Celui lipsit. Ascultă-mă. Dacă tu muncești numai ca să ai, biblic vorbind, ești leneș. Dar dacă muncești nu numai ca să ai, ci să ai și ce să dai la alții, din punctul de vedere a Scripturii, ești un om harnic. Oameni buni, lene e un păcat mare, cu implicații multiple. Nu doare, dar e dureros prin consecințe. Singura șansă, singura atitudine este să ne pocăim în această dimineață înaintea lui Dumnezeu. Știți? Mi-a plăcut mult o vorbă a lui George Bernard Shaw. Vorbea despre lene și a descris-o într-o frază simplă. Și ce a spus el? În dreptul multora se aplică următoarea sintagmă. Mort la 30 de ani, îngropat la 70. Mort la 30, îngropat la 70. Există oameni pe care îi ducem la groapă la 70 de ani, dar ies de mult morți. De la 25 de ani când nu au mai făcut nimic și au risipit potențialul. El la 30 de ani a murit că nu mai vrut să lucreze pentru Dumnezeu, nu mai vrut să facă nimic. O stat în lâncezeală. Mor la 30, îngropat la 70. Ce ai vrea să schimbi în dreptul tău?
Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața asta și să ne pocăim. Să ne pocăim, dragii mei, și de ce? Pentru că lenea este un păcat și este un păcat, dragii mei, care ne face să relativizăm o poruncă a lui Dumnezeu. Ne face să risipim potențialul dat de Dumnezeu. Ne face să rănim persoane pe care Dumnezeu le-a adus în viața noastră. Lenea, dragii mei, ne face să riscăm o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Lenea, dragii mei, mai apoi trebuie rezolvată printr-o pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Avem pentru ce să ne pocăim în direcția asta? În zile când ai pierdut timpul? În zile, săptămâni în care n-ai făcut nimic? Poate ai făcut pentru tine, dar ce ai făcut pentru Domnul? Există o lene din asta fizică, dar există și o lene spirituală. Oare câți de aici, din biserica asta, nu sunt bolnavi de lene? Trebuie să ne pocăim. Nu o să fac chemare la predica asta. Dar aș vrea să conștientizezi înainte lui Dumnezeu că poate e o problemă. Te-ai crezut că ești harnic și te-ai crezut că ești harnic și că ți-ai adunat, că ai 4 case, că ai 5 mașini, că vorba lui Năstase, 6 case și l-ai depășit și pe Iohannis, dar le-s doar pentru tine. Cât ai dat pentru alții? Ești doar un leneș, scriptural vorbind. Ești doar un leneș, dacă totul e doar pentru tine. Haideți să ne rugăm Domnului să ne vindece de lene. E un proces dureros, dar necesar. Leneșii nu merg în rai. Punct. E așa de serios subiectul ăsta. Păcatul ăsta e așa de grav că trebuie să ne pocăim. Și vreau să o facem chiar acum înainte, Domnului.